Fiecare trebuie să ia și câte o pungă cu... E o pungă de familie. Nu, o pungă pe fiecare copil. Okay. Bun, și un bax de suc. În rest, fiecare are ce trebuie pregătit pe fiecare familie. Care trebuie să mă ajutați careva să identificăm care cai. Hai un mod aici. Stai aici asta unde vezi? Stai, stai! Dreapta? Asta? Stai, o duci în fundat de-asta. Stai că mergi pe partea celălalt. Ăsta de la mine vine aici? Da. Iau, pe ăla. Marcu, ți-ai place școala? Da. Da? Florian, ți-ai place școala? Vă rog să vă țineți la școală. Da, vă mulțumim frumos. Este singura modalitate ca pe viitor să faceți și voi cadou altor copii, așa cum sunteți voi. Este singura modalitate. O minge. Gata, ceva nu-ți mai trebuie, nu? Ăsta e un penar. Hai, cu tot ăsta cadou care s-a făcut. Asta nu știu ce e. Asta e o... un tricot. Ia de aici. Ia de aici. Nu se poate. Da, da. Te joci și tu cu mine? Păi. Înțeleg, am să mă joc cu Ștefi. Este pentru al 6-lea an când facem această acțiune. Mă bucur foarte mult că, deși este pandemie, am reușit să ținem tradiția. În primul rând, pentru că sunt foarte mulți copii care nu au parte de asemenea cadouri în perajma sărbătorilor. Mai ales mulți dintre ei vin din niște sate din județul Timiș, care sunt mai greu accesibile de multe ori pentru multe ONG-uri.